În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine este omul acela căruia de îi va cere copilul său pâine, îi va da piatră, sau de îi va cere pește, îi va da șarpe? Iubiți credincioși, câtă provocare în seriile acestea de a ne pune diverse întrebări, de a răspunde presiunii din jur vis-a-vis de postul pe care îl săvârșim. În seara aceasta aș vrea puțin în tihnă să ne rămurim asupra unui singur aspect. Ce mâncăm de post? Iubiți credincioși, această întrebare mi-a venit din dorința de a-mi răspunde în primul rând mie, pentru că a ține post trece vrând nevrând și prin ce mâncăm. Dar astăzi la Sfânta Evanghelie, când am dat peste această grijă a omului pentru copilul său care îi cere pâine sau care îi cere pește, mi-am dat seama că de fapt este vorba despre noi și sufletul nostru. Și anume, ce ne cere nouă sufletul și ce îi dăm noi? Ne va cere sufletul ceva și noi îi dăm altceva? Nu, noi întotdeauna credem că îi dăm ceea ce este mai bun. Dar să vedem despre ce este vorba. Ce mai este de post? Un singur răspuns am pentru seara aceasta. Autofagia. Adică, din grecescul fageo, care înseamnă a mânca, și auto, care înseamnă pe sine, a se mânca pe sine. Din punct de vedere medical, dar mai ales din punct de vedere teologic, aș vrea să vorbesc puțin despre această autofagie. Din punct de vedere medical, atunci când organismul este stresat din cauza foamei, a înfometării, începe să ia măsuri. Știți că noi nu ne hrănim de altminteri cu mâncarea pe care o mâncăm, ci prin ceea ce scoate aparatul nostru digestiv din hrană. Mâncăm o banană, dar noi avem proteine, lipide, glucide. Ei, în momentul în care organismul nu mai primește materia primă, devine el însuși materie primă. Să nu credeți că dacă nu mai este producție de insulină, acum organismul moare din prima. Nu, moare mai târziu. Organismul începe să-și extragă insulina din alte locuri, din cămările pe care noi le-am umplut mai de mult, și începe să își mănânce în mod automat ceea ce este în el. De aici este termenul de autofagie. Până la un punct, înfometarea declanșează în om cel mai pur procedeu de autodezintoxicare. Și acela că inclusiv celulele patogene sunt transformate în ceea ce organismul are nevoie. Dar am spus până la un punct, pentru că nu vreau să intrăm în probleme de acidoză și așa mai departe, să le mănânc pâinea fraților nutriționiști. Vreau să vă spun că până la o vreme înseamnă cumpătare. Va să zic că noi putem să ne facem un bine prin înfometare, dar până la o vreme, o zi, chiar două. Acum, în literatură de specialitate, să știți că există cel mai lung post în anumite condiții și cu asistența medicală de rigoare, de 382 de zile. Nu vorbesc prostii, să știți. Postul de 42 de zile pe care îl știm cu toții, pornit de Mântuitorul în pustiul Carantaniei, că apropo de asta se și numește Carantanie, că sunt 40 de zile în franceză. Poate nu știați de la ce vine carantină, că tot este un termen pe care astăzi îl întâlnim foarte des. Este tot de la această izolare de 40 de zile. Va să zic că postul provoacă prin înfometare
cea mai iscusită armă pe care organismul o deține, și aceea de a consuma ceea ce a dat deoparte altădată. Însă, din punct de vedere teologic, autofagia înseamnă mult mai mult. Vă aduceți aminte de darul pe care l-a primit Avraam, care nu avea copii și i s-a dat un fiu Isaac, și când i s-a cerut de către Dumnezeu să-l aducă jertfă pe muntele Horia? Ce a făcut Avraam? Și-a luat fiul și cuțitul și a plecat în munte. Asta este un soi de autofagie, de a-ți mânca din ale tale pentru un scop divin. Și Dumnezeu a văzut începutul acesta și n-a lăsat să se întâmple ceea ce îi ceruse. Autofagie mai înseamnă ceva. Ce putem noi, din punct de vedere practic, să facem ca să ducem un post adevărat? Una alta ne văietăm când avem timp. Ei, timpul acela unde îl găsim? În noi. Cum? Timpul pe care nu-l avem în timpul prânzului este ascuns în secundele pe care le-am lenevit în pat de dimineață. Dacă vrem să înțelegem principiul autofagiei în ceea ce privește timpul, haideți să mâncăm din secundele acelea în care ne întoarcem după o parte pe alta, să zicem că mai stăm 5 minute să primim cine știe ce energie, și să le folosim, adică să începem ziua cu 5 minute mai devreme. Să vedeți că o vom încheia atât de frumos încât o să înțelegem că de fapt din noi avem tot ce ne trebuie, numai că depozităm așa cum nu trebuie, cum de altminte și organismul, v-am spus, că are celule patogene pe care le ascunde pe acolo, pe acolo. Dacă n-ar fi provocat cu înfometarea, cu siguranță că acelea s-ar înmulți și ne-ar strica viața aceasta fizică, dar noi vorbim și de viața spirituală. De aceea, în cuvântul meu din această seară, vreau să mergem mai departe pe acest principiu al autofagiei, care nu se oprește la hrană. Iată că am trecut prin timp, dar cum trecem prin spațiu? Prin spațiu, atunci când vrem să plecăm dintr-un punct A până într-un punct B, imediat noi ne gândim că vom trece în acest itinerar al nostru și pe lângă unul pe care nu l-am mai salutat de mult. Și atunci ce facem? Îl ocolim. Înseamnă că între punctul A și B, din cauza faptului că noi nu vrem să ne smerim atât de tare încât să trecem pe lângă cel de care v-am zis că n-am mai vorbit de mult, o să facem un zigzag și distanța între A și B, adică spațialitatea, se mărește. De ce? Din cauza noastră. De ce? Pentru că n-am folosit principiul autofagiei în spațiu. Și anume, dacă între punctul A și B trebuie să trec și pe la cutare, am trecut și deja distanța e mai scurtă. Prin ce asta? Prin smerenia pe care trebuie să o arătăm. Păi nu de asta este postul. A, credeați că așa, ne uităm numai pe etichete, cum am zis ieri. Nu. Postul este să ne asumăm și să mâncăm din noi. Să luăm din noi, pentru că eu mi-aduc aminte de Părintele Sine când zicea: tată, nu trebuie să dai din ceea ce ai, trebuie să dai din ceea ce ești. E, dar abia acum îmi dau seama de principiu, că acesta este principiul. Să dai din ceea ce ești înseamnă să mănânci din tine. Am văzut un desen foarte inspirat de altminteri. Era un tată cu fiul de mână și fiul era îmbrăcat într-o haină foarte curioasă, făcut așa ca un mozaic. Bine, acum un cârcotaș ar zice că era făcută cam dâmpetice, dar eu zic mozaic, că e mai artistic. Era frumos îmbrăcat copilul, una peste alta. Dar să fi văzut pe tată, fiecare piesă din mozaicul acela dispăruse din haina lui. Asta înseamnă să dai din tine. Asta înseamnă principiul autofagiei, al postului pe care noi am început să-l ducem. A da din tine înseamnă a trăi tot ceea ce trebuie să dai celuilalt,
Pentru că vă aduceți aminte, noi când eram mici și nu erau normele astea așa ale nutriționiștilor, pediatrii, foarte bine implementate cum sunt acum, și copilul nu mânca nimic dacă nu trecea prin gura mamei, a tatălui sau a bunicei. Se zicea că îi se dea tocat. Întâi mânca puțin, îi pregătea bolul alimentar și după aia îl dea. Asta înseamnă să dai din tine. Pentru că te străduiai atunci când pregăteai acest tocat să nu cumva să iei din seva bolului alimentar pe care să îl predai copilului. E, bineînțeles, acum dacă m-ar auzi un pediatru, ar zice că sunt nebun. Nu sunt nebun, fraților. Că vedeți, Doamne, în cavitatea bucală există cei mai mulți microbi. Să fie la ei acolo. Eu cred că dragostea învinge totul. Și apropo de ceea ce se întâmplă în zilele acestea, se vrea ca oamenii să fie din ce în ce mai distanți, eventual să se salute, numai dacă sunt pe partea cealaltă a străzii unul față de celălalt. Și ce mai facem cu îmbrățișarea? A, păi ce, nu cumva să aveți un contact fizic, pentru că acest virus se așează pe suprafețe și trăiește până la adânci, bătrânesc pe suprafețele obrajilor tăi. Ai, mă, copii! Fraților, contează foarte mult și atitudinea cu care îmbrățișezi pe cineva. Eu cred că există atâta foc într-o îmbrățișare încât pot să ardă și virusii și microbii. Asta e o părere personală, nu mi-o luați acum în nume medical, pentru că n-am parafă să vă dau rețetă. Dar rețeta duhovnicească fără parafă pe care vă dau este aceea să iubiți. Iubirea se săvârșește la temperaturi atât de înalte încât niciun microb nu poate să-i supraviețuiască. Supraviețuiește dragostea tuturor încercărilor de a izola oamenii. De aceea vă invit, ca măcar în seara aceasta, să vă gândiți ce mai putem să mâncăm din noi înainte de a mânca din celălalt. Ce ne-a mai rămas pe acolo prin cămările în care am ascuns câte ceva, adică gândurile noastre, ca să scăpăm de ele. Pentru că a mânca din noi înseamnă a mânca din tot ceea ce înseamnă nedreptate, netimp, văicăreală, a hrăni virtuțile care înseamnă bucurie, înțelepciune, pace, dragoste. Cu ceea ce avem în cămară și n-am folosit, putem să hrănim ceea ce putem să primim în cămară ca să folosim. Și încă o dată, avem atâtea haine care lipsesc altora în dulapul nostru. Avem atâtea lucruri pe care le-am ocolit, lasă că o să-mi trebuiască nu știu când. V-am mai spus principiile mele vis-a-vis de piesele de schimb și așa mai departe. Nu cumpărați niciodată două robinete dacă s-a stricat unul singur, să spuneți că dacă se mai strică și celălalt, o să-l am de... Nu e adevărat, când se strică celălalt, nu o să-l mai găsiți neam. Vă spun sigur că am pățit asta de multe ori. Încercați să schimbați ceea ce este de schimbat și la noi la fel. Când constatați ceva, nu lăsați să se amâne lucrurile. Spuneți-le acum duhovnicului, le va auzi și veți scăpa de ele. Pentru că spovedania nu e altceva decât autofagia de care v-am vorbit. Înseamnă a ne mânca din noi astfel încât să transformăm în energie deșeurile pe care noi credem că le-am pus într-un pachet sau într-altul. A, nu e deșeu? Ce n-ați mai folosit de 6 luni, un an de zile? Este un deșeu, vă spun eu sigur. Dacă vă duceți acum la primul sertar pe care îl găsiți în casă, vă rog să faceți experimentul acesta. Primul sertar, nu vreau să zic de al doilea. Deschideți-l. În momentul în care constatați că un lucru din acel sertar nu l-ați mai folosit de 3 luni, 6 luni, puneți-l și dați-l deoparte. Acela sigur lipsește dintr-un sertar gol și este căutat sigur de o altă persoană care are nevoie de așa ceva. A, vă veți gândi, dar cum să faceți să ajungă? Puneți-l într-un coș și are Dumnezeu grijă să ajungă acolo unde trebuie. Asta înseamnă autofagia de care vă vorbesc. Iubiți credincioși, a ține post este mult mai subtil decât credem noi și decât este alimentația.
A ține post înseamnă un mesaj de a ne schimba. A ține post înseamnă exact ceea ce ne-a zis astăzi Mântuitorul, să avem grijă de copilul nostru, adică de sufletul nostru, pentru că Dumnezeu are grijă de noi. Dacă noi, păcătoși fiind, dăm copiilor noștri, dacă ne cer pâine, nu le vom da piatră, și dacă ne cer pește, nu se dăm șarpe, și Dumnezeu face la fel cu noi. Dar să mergem mai departe. Noi înșine să avem grijă să ne folosim toate darurile pe care le-am amânat și nu le-am folosit la bună vreme. Se spune că cineva odată a venit de la o mormântare și și-a scos din dulap niște lucruri neîmbrăcate de răposata lui soție. Le-a scos și le-a așezat și le-a arătat tuturor. Uite, acest de pies îl pregăteam pentru nunta de 50 de ani. Uite, acești pantofi îi pregăteam când o să fim străbunici. Acesta era pentru iarna următoare, acela pentru primăvara cealaltă, dar nu le-a folosit niciodată. De ce? Pentru că nu le-a folosit atunci când le-a dobândit, cu bucuria noutății. Le-a lăsat și s-au învechit și iată că n-au mai fost folosite. Iubiți credincioși, a ține post înseamnă a folosi tot ceea ce avem în dotare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.